prima ediție a campionatului european de box Under 22 va avea loc la Brăila în perioada 13-22 martie anul viitor. La conferința de presă organizată ieri de Federația Română de Box au participat șefii administrației publice locale, președintele Federației Române de Box, precum și o parte dintre membrii comitetului de organizare de pe plan local. Cu toții au subliniat importanța organizării acestui eveniment la Brăila, în contextul în care pentru acest lucru s-au bătut mai multe țări cu tradiție în domeniu. Acest campionat a fost foarte greu obținut, deci nu am candidat de unii singuri. Am avut două țări cu care ne-am luptat, țări cu tradiție, Rusia și Croația. În cele din urmă am demonstrat că am făcut cea mai bună ofertă și sper că acest campionat european să fie unul de referință pentru EUBC, Federația Europeană de Box. În sală au fost prezenți de asemenea cei doi pugiliști brăileni care vor participa la competiția continentală de anul viitor, Marian Pița și Robert Jitaru, antrenorul federal Valentin Vrânceanu, precum și medaliatul cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Costică Dafinoiu. Aici sunt niște băieți minunați. Eu i-am cunoscut deocamdată pe cei doi, pe Pița Marian și pe Robert Jitaru, care i-am adus la Steaua. Și am făcut un parteneriat cu acest frumos oraș ca toți sportivii de mare valoare să vină la CSSA, să aibă o continuitate și să aibă un loc de muncă stabil când ajung seniori. Este un lucru deosebit pentru mine și cred că și pentru antrenorii mei, unde vă face performanță destul de mare. Aș vrea să-i mulțumesc tuturor persoanelor care au contribuit la organizarea acestui campionat european la Brăila și garantez că vom aduce cele mai bune rezultate, atât eu cât și tot stafful României. Șefii administrației locale și-au reconfirmat sprijinul pentru organizarea ireproșabilă a acestei competiții care va avea loc în Brăila.